Fratii mei, Domnul să vă binecuvânteze. O să traduc un mesaj de la Radio Blast numit De ce avem dificultăți în a asculta vocea lui Dumnezeu? Angela zice, vrem să împărtășim cu voi ceva care Domnul ne-a arătat ieri în timp ce ne rugam împreună dimineața. Și apoi, tu, frate Joseph, ai început să ne dai un mesaj profund care ne-a vorbit mult. Mesajul era, de ce nu reușim să ascultăm vocea lui Dumnezeu? Noi toți vrem să ascultăm glasul său pentru a cunoaște voința sa, dar uneori ne este greu să înțelegem care este vocea lui Dumnezeu, care este vocea mea și care este vocea diavolului. Și suntem confuzi, dar tu ai dat lucruri foarte practice pentru a înțelege de ce avem dificultăți în a asculta vocea lui Dumnezeu. Poți repeta acest mesaj fraților noștri, pentru că sunt sigură că și ei vor să învețe acest lucru. Fratele Joseph zice, mesajul lui Isus este că motivul pentru care nu reușim să ascultăm vocea lui așa cum noi am vrea și așa cum Isus ar vrea, este faptul că analizăm, raționalizăm și judecăm gândurile, mesajele care Isus ne trimite în baza egoismului nostru, convenienței noastre și interesului nostru. Pentru asta există lume care nu ascultă niciodată vocea Domnului și nu știe ce este vocea Domnului. Pentru că uneori suntem așa plini de noi înșine și de egoismul nostru, încât asta devine o barieră care nu permite ca dragostea Domnului să intre. Iubirea Domnului nu se adaptează la egoismul nostru. Deci, egoismul nostru devine o ușă închisă. Pentru asta mesajele lui Isus nu pot intra, dar pentru a primi mesajele lui Isus și pentru a asculta vocea lui, trebuie să fim dispuși să primim mesaje împotriva intereselor noastre. Spre exemplu, Avram a primit mesajul să-l jertfească pe fiul său Isaac. Dar câți creștini astăzi ar pune fiul lor pe altar? În Marcu, capitolul 10, în Matei, capitolul 19, este un tânăr bogat care cera lui Isus cum poate să aibă viața veșnică. Și Isus s-a uitat la el cu iubire, a văzut că avea un idol, un demon, adică adora banii. Iubea prea mult banii și asta îl bloca să primească mântuirea. Atunci, în cazul său, Isus îi spune să dea banii lui săracilor și să-l urmeze. Dar el nu a primit acest mesaj pentru că era împotriva egoismului său. Trebuie să ne asigurăm că mintea noastră, inima noastră, sufletul nostru să nu fie blocați de o ușă de egoism care blochează mesajele și vocea lui Isus. Creierul nostru a fost antrenat în școli, universități, în lume, în familii. Poate că nu am fost crescuți într-o familie creștină. În așa fel încât să căutăm mereu interesul nostru sau celor al familiei noastre, și nimic altceva, dar a trebuit să punem Isaacul nostru, soții, fii, tot, pe altar și să căutăm interesele lui Dumnezeu. Mintea noastră carnală, care este ca prezența diavolului în viața noastră, analizează și elimină tot ceea ce nu este în avantajul nostru. Mintea carnală este antrenată de lume, de școli. Tu poți să te duci la școală și să înveți orice subiect, dar la sfârșit
Toate aceste subiecte pe care le-ai învățat au toate un numitor comun, adică egoismul. Poți să te duci în orice școală, în orice universitate, unde nu se învață despre Hristos. Și la sfârșit ai toate diplomele pe care le vrei, dar lucrul în comun este egoismul. Adică eu trebuie să fac bani, eu trebuie să-mi cumpăr o mașină, eu trebuie să-mi găsesc cea mai frumoasă soție, cel mai frumos soț, casa cea mai bună, eu trebuie să-mi fac o carieră, eu. Dar acest lucru îl lasă afară pe Dumnezeu. Dora zice, îmi amintesc prima oară când te-am întâlnit, frate Joseph, 2 săptămâni după ce am simțit că Domnul mă chemase să fiu o discipulă în timp complet, acum 22 de ani. Aveam 14 ani. Și îmi amintesc că mintea mea era programată pentru o carieră. Și mama mea, care era o scriitoare, o intelectuală și învățătoare, deja îmi spusese că viitorul meu era să devin o profesoară. Și îmi amintesc că aveam câteva lupte în mine, pentru că simțeam chemarea Domnului. Și apoi Isus mi-a spus aceste cuvinte: atâta timp cât ai o voință proprie, nu vei putea descoperi niciodată pe a mea. Și în acel moment am zis: Doamne, nu vreau voința mea să devin o învățătoare, etc., ci voința ta. Și apoi am putut asculta vocea lui, pentru că am renunțat la vocea mea, la voința mea. Și este exact ceea despre care vorbești acum, frate Joseph. Fratele Joseph zice: Amin. Aceasta este imaginea lui Isus în Ghetsemani, care ascultea vocea lui Dumnezeu pentru că era curat de egoism și nu căuta interesele lui, dar, bineînțeles că avea mintea sa carnală, corpul său. Pentru asta a zis: Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar, pentru faptul că sufletul lui era pur, a zis: facă-se nu voia mea, ci a ta. Și este doar atunci când ajungem la exemplul ăsta, la atitudinea asta, că începem să ascultăm vocea Domnului. Domnul nu va vorbi cu un profet sau cu un fiu de-al său care vrea să facă interesul său propriu, interesul bisericii sale, și nu interesul bisericii lui Hristos, interesul contului său bancariu și nu interesul lui Hristos, interesul familiei sale carnale și nu interesul familiei lui Hristos, familiei lui Dumnezeu, așa cum a zis Isus în Matei 12. Familia mea sunt cei care fac voia Tatălui, deci mereu să căutăm interesul lui Isus. Și acest lucru este imaginea miresei lui Hristos. Cine vrea să fie mireasa lui Hristos, trebuie să caute interesele mirelui. Nimeni nu va putea face parte din mireasa lui Hristos dacă caută interesul său propriu. Pentru că interesul lui Hristos nu este al meu, nu este al tău. Noi toți avem interese diferite. Lumea ne învață să căutăm ce alții pot face pentru noi, dar mireasa lui Hristos zice: orice este mai bine pentru mirele meu, pentru Isus. Și uneori, lucrul cel mai bun este să evangelizezi acel drogat sub copac, în parc, spre exemplu. Dar ce interes am eu? Este mult mai simplu să mă duc într-o biserică și să predic acolo, în timp ce îmi dă zeciuiala. Dar Isus s-ar duce să-l evangelizeze și să-i cumpere ceva de mâncare sau o sticlă cu apă, s-ar îngenunchea ca să-i vorbească.
Nu te preocupa, Iisus te iartă. Iisus s-a dus chiar și la o prostituată. Și eu, povestește fratele Joseph, îmi amintesc că eram în Venezuela, evangelizând, cred că era în anul 1979. Și era o misionară care a fost o prostituată ca profesie. Și această fostă prostituată mi-a dat un sfat pentru a evangeliza prostituatele. În munca lor este totul bazat pe bani. Și dacă vreau să câștig inima unei prostituate pentru Hristos, când le evangelizez, să-i dau câțiva bani, 2-3 euro, fără nimic în schimb. Dar să nu-i spun direct, vrei să-L primești pe Iisus, vrei să schimbi viața ta, etc. Să nu încerci să împingi religia ta. Prostituatele sunt obișnuite ca nimeni să nu le dea nimic pentru nimic, dar tu te duci la ele, le vorbești de Iisus, le dai câțiva bani, le oferi o înghețată, un suc, etc. și ele văd că ești sincer. Toate prostituatele pe care noi le-am evangelizat, atunci când începem să vorbim la inima lor, încep să plângă, pentru că par oribile, pline de demoni, dar este doar o armură care construiesc pentru a se putea apăra, pentru că le tratează ca pe animali. Nu se duc în biserică, pentru că cei care se cred prea sfinți se uită rău la ele. Dar Iisus, în Matei 21 cu 31, a zis că prostituatele merg înaintea fariseilor în împărăția lui Dumnezeu. Deci, continuă fratele Joseph, vorbeam despre cum să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Ieri dimineață Domnul îmi vorbea și zicea, vă voi da profețiile mele dacă voi veți înceta să căutați interesele voastre, dacă voi nu vă veți gândi la ce este mai bine doar pentru voi înșivă. Deci, pentru a putea asculta vocea Domnului, trebuie să dăm afară tot ceea ce este pentru conveniența noastră. Cum spuneam înainte, continuă fratele Joseph, mintea noastră carnală analizează și elimină tot ceea ce nu este în avantajul nostru. În schimb, trebuie să abandonăm, să lăsăm lucrurile lumești și vom descoperi ce vrea să ne spună într-adevăr Domnul. Vom auzi vocea Lui, vom primi profețiile Lui, dar doar dacă nu ne vom gândi la interesul nostru. Angela zice, de obicei, voința lui Dumnezeu este împotriva egoismului tău, împotriva cărnii tale, și pentru a-L asculta, trebuie să faci un sacrificiu, dar dacă o faci, găsești adevărata pace. Știu că atunci când urmez egoismul meu, nu sunt niciodată mulțumită. Vreau mai mult și mai mult, chiar dacă am obținut ceea ce egoismul meu îmi cere. Dar tot nu sunt mulțumită, mereu vreau mai mult. Dar atunci când las totul deoparte și urmez voința lui Iisus, chiar dacă este împotriva gândurilor mele și egoismului meu, mereu găsesc pace. Da, este adevărat, zice fratele Joseph, pentru că căutând interesul nostru, cadem în locomie. Am citit un articol despre Bill Gates, care controlează 90% din programele ale computerelor, și zicea că era trist pentru că mi se pare că era Yahoo ce nu vroia să se vinde la Microsoft. Tu poți vorbi cu cei mai bogați din lume și vezi că sunt cei mai triști din lume, pentru că au pierdut chiar și speranța că într-o zi bogățiile vor putea să-i facă fericiți. Soluția este toată inima plină de iubire față de Dumnezeu. Matei 22 cu 37 zice, Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta.
Deci, pentru a asculta profețiile și pentru a fi profeți, trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea. Și dacă Domnul vrea toată dragostea noastră, nu vei putea zice niciodată cuiva, îți dau toată iubirea mea. Pentru că nu poți da toată iubirea ta soțului tău, soției tale, prietenului tău sau prietenei tale. Înainte de toate, caracteristica umană este cea de a trăda. Deci, prietenul cel mai bun te va putea trăda de 3 ori, ca și Petru. Pentru asta Domnul permite câteodată divorțurile, pentru că fac un idol de soția sau de soțul. Citim Evrei 12 cu 13 înainte. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel șchiop să nu-și scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fratele Joseph explică, dacă nu ne sfințim în Hristos, nu-L vom vedea pe Domnul. Deci, dacă trăim în păcat, nu-L vom putea vedea pe Domnul. Versetul 15. Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Fiți atenți ca nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc, ca Ezau, care pentru mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut. Fratele Joseph continuă. Iisus vrea toată inima noastră pentru că El ne-a iubit din toată inima. El este mirele. Iisus și-a lăsat tronul, raiul, tatăl, îngerii, pentru a veni într-un calvariu ca să fie scuipat în față, ca să-i pună o coroană de spini, să fie insultat și pus pe o cruce ca cel mai mare criminal. Și noi n-avem curajul de a lăsa 4 bani, de a-L pune deasupra familiei noastre, pentru că Dumnezeu zice că nu vrea alți idoli înaintea Lui, nici măcar idolul familiei. Familia noastră trebuie să-L urmeze pe Iisus. Dacă nu, ca Lot în Geneza capitolul 19, dacă soția vine, vine, dacă nu, va deveni stâlp de sare. Dar noi continuăm să-L urmărim pe Iisus, pentru că dacă îl urmezi pe acel membru al familiei tale, te va trăda mâine. Vine semnul fiarei. Acum te amenință, dacă îl urmezi pe Iisus, divorțezi. Și mâine îți va spune, dacă nu primești semnul fiarei, divorțezi. Efeseni 5 cu 5, o altă scriptură. Să știți sigur că niciun om desfrânat sau necurat sau lacom, care este un idolatru, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Cei care caută aceste lucruri, explică fratele Joseph, pentru că vinovați, păcătoși, toți suntem, dar măcar încercăm să nu fim așa. Dar unul care zice, știu voința lui Dumnezeu, dar nu o fac, atenție, pentru că nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că mântuirea ta ar putea fi doar religioasă și nu în Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc, fraților. Slavă Domnului!